Bună, sunt Irina, iar el este Bogdan. Bună, Irina. Și bine ați revenit în bucătăria voastră preferată, bucătăria micilor vedete. Bogdan, ce vom pregăti astăzi? Îți place curcanul? Foarte mult. Și sunt fericită că șef s-a gândit să chetim asta. Chiar aveam poftă. Ce crezi tu că am putea face din pieptul de curcan? Nu am nicio idee. Atunci zic eu, vom pregăti un rulou învelit în bacon, iar în mijloc vom pune niște prune uscate. Sunt foarte bune. E gustul tomnatic, avem tot ce sunt ne trebuie. Foarte bune. E foarte ok să folosim un fruct, pentru că este un contrast de gust. E un pic dulceag, carnea având textura ei, gustul ei aparte, reușește să înglobeze foarte bine. Oricine e dispus să încerce altceva, poate avea un succes în fața copiilor lor, pentru că îi dă acea savoare de dulceață. Și știm cu toții că tot ce e dulce, prinde. Învelim un bacon, facem o crustă, după care vom pregăti niște sticks-uri din legume coapte la cuptor. O să folosim morcovul, păstârnac, țelina. Sticks-uri din legume? Da, vom folosi sticks-uri din legume. Înlocuim cartofii prăjiți cu sticks-uri din legume, într-un singur considerent, sunt mult mai sănătoase. Folosim rădăcinoase dure, morcov, țelină, păstârnac, astfel încât devin mult mai bune ca și gust după gătire, un fir de ulei sau unt sau ulei de măsline, adăugăm niște condimente preferate de cei mici și poftă bună. Ce mai avem prin casă? Pâine. Mănânci pâine, nu? Corect, da. Nu? Bun. După ce mănânci pâine, îți rămân capete, colțuri. Noi le vom folosi împreună cu smântână, niște ouă, niște ceapă, usturoi. Capetele de la legume le călim și după care le punem într-un vas și le băgăm la cuptor și se vor gratina. Va fi garnitura la curcanul nostru împreună cu sticks-urile. Sună foarte bine, șef. Hai să ne apucăm, că deja îmi plouă în gură. Am nevoie de două cepe. Ceapa conține compuși cu sulf, care ajută în toate fazele de detoxifiere a ficatului. Acești compuși sunt utili atât pentru copii, cât și pentru adulți, pentru că trăim în marile orașe și aici poluarea este mai mare. Eu o să mă apuc de curcan și cât timp o să pregătești tu ceapa, sper să termin și eu curcanul. Carnea de curcan are un conținut în aport de fibră, e mult mai proteic și e mult mai ușor de procesat. E mult ușor să-l deschizi și să poți să rulezi. Adăugând un fruct deshidratat, are un conținut de zaharuri, dar niște zaharuri bune. Și așa întregim un preparat. Carnea de curcan este o carne accesibilă cumva, dar proporțională cu tot ce înseamnă conținutul ei de proteine, de fibre. Este mult mai ok, nu este atât de fadă precum puiul, dar e super gustos. E foarte versatilă, putem să-i adăugăm orice gust, poate să absorbă, de aia folosim baconul, pentru că e capabilă să accepte gust și împreună cu prunele va ieși o combinație perfectă. E de la Selgros, e o calitate super bună și dacă vă uitați după cum am tăiat-o, de partea aceasta e tăiată contra fibrei, astfel încât să devină și mai fragedă decât ar fi fost în mod normal, dacă vedeți, ea e deja tăiată fibra și astfel încât nu vor fi firele lungi, ci va fi bucățele mici, astfel încât să fie super fragedă, să fie bună pentru copii. Îți place carnea fragedă, corect, nu? Da, foarte mult. Super, uite, eu voi pregăti și încă o felie, după care aceste felii de bacon, cărnița, întotdeauna grăsimea peste cărnițe, da? Da. Și facem așa odată, o să facem două rulouri. Ca un fel de pat. Și atunci când vom rula, uite, ea va fi îmbrăcată, da? Când avem o carne slabă în grăsim, cum ar fi pieptul de curcan sau pieptul de pui, e foarte important să-i adăugăm noi. Fie că o confiem în grăsime, fie că-i adăugăm un bacon crud uscat sau ușor afumat, e important să, cum am făcut rulou, e important să rulăm astfel încât tot ce se topește să pătrundă în interior. E o carne care absorbe orice gust. În acest mod e ușor versatilă. Putem să creăm orice fel de dișuri, atât cu sos cât și fără sos, dar e important să-i adăugăm cât de puțină grăsime. Cum a venit cu curcanul, o bucățică pe toată suprafața. Acum să vreau să așezi, uite așa, una lângă alta până aici. Fructele uscate, cum ar fi de exemplu prunele, ar fi indicat să le folosim în mâncăruri și să nu le folosim ca și gustare, pentru că conțin foarte multe zaharuri și astfel am aduce foarte mult zahăr în sânge într-un timp foarte scurt și vom aduce inflamație.
Șef, n-am văzut niciodată să pui prune în carne. Tocmai de aceea trebuie să fim curajoși, să încercăm diverse combinații, pentru că nu se știe ce vom descoperi. Acum rulăm, da? Uite. Arată ca și sushi-ul, cu mult mai multă carne. Sushi de curcan. Această rețetă este hrană pentru creier. Carnea de curcan este bogată în aminoacidul triptofan, care este precursor de neurotransmițători, cum ar fi serotonină sau melatonină. Acum, pregătim legumele. Tăiem în două și avem o dată și apoi le vei face așa, da? Bastonașele de morcov, păstârnac și țelină pot înlocui cu succes cartoful și astfel vei aduce masa ta mai puțin carbohidrați și mai mulți nutrienți. Uite, îți fac și aici, a? Eu îți fac lamele, tu faci julien, da? Am ales să facem sticks-uri din legume astăzi pentru că 80% din copii preferă cartofii prăjiți. Seamănă cu spudățeni. Vezi, putem să găsim și un rost de a ne folosi imaginația să ne jucăm. Dacă copilul tău refuză consumul de legume, încearcă și tu varianta lui șef Bogdan. Resturile de morcov le tai felii mici, 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 astfel încât vom face o garnitură din resturile de pâine ce le avem. Mi s-a părut foarte ciudat că de obicei nu folosim capetele de la legume sau chestii de care nu avem nevoie, pe care de obicei le tăiem într-o parte. Dar am văzut că șef le taie și le folosește. Mai departe, o să facem din țelină. E ok așa? Este perfect. Țelină? Uite, eu îți pregătesc feliile și tu o să faci la fel bastonașe, da? Șef, e greu cu țelina asta. N-am mai tăiat niciodată țelina. E mult mai tare decât morcovii. Când o văd pe mami că taie, mi se pare atât de ușor, dar când tai eu, mi se pare de foarte greu. Totul ține de experiență. Mai tăiem de câteva ori și o să vezi că te vei descurca. Suntem gata cu legumele? Da. Le vom fierbe un pic. Deci, apă, sare. Am luat o legumă, am blanșat-o. N-am blanșat-o să o gătesc, am blanșat-o să-i rup un pic din fibra, astfel încât să devină moale, să fie soft. În momentul când îl introducem în cuptor, ea se gătește, prinde o crustă, rămâne crocant pe exterior și pufos în interior. Iar tot în același timp, orice gătire la cuptorul la temperatură mare îi face, o deshidratează. Orice legumă deshidratată devine mult mai gustoasă. Imediat ce dă în clocot, îl lăsăm, îl scoatem aici, da? Exact. Acum punem țelina. Asta rămâne 2-3 minute, da? Orice legumă e mult mai bună în perioada asta de toamnă-iarnă, pentru că ele au fost culese, sunt păstrate și prin păstrare se accentuează gustul. Irina, ești pregătită? Da. Adăugăm legumele. Deja începe să miroasă foarte bine. Bun, pune untul ăla aici, te rog. Bun. Acum, iei uleiul și o să torni așa în fir subțire. După care, pui busuioc, iei cu mânuța, presar peste tot și după aia așa, da? Okay. Peste tot, da? Dar mi-e frică să torn. Bine, atunci haide să-ți arăt cum fac eu în bucătărie la mine. Fac aici o mică gaură și voi reuși să pun exact cantitatea dorită. Ia uite. Da! Exact, ia uite ce frumos. Fir subțire, da? Acum a zis șef să presar niște busuioc. Poți să pui mai mult, că nu se întâmplă nimic cu busuiocul, crede-mă. În alimentația noastră, legumele sunt foarte importante, de aceea e foarte simplu să fierbem niște legume, să le aruncăm cu niște unt pe deasupra, să le punem într-o farfurie. Eu pun cimbrișor aici, în garnitura noastră și un pic de rozmarin. Dacă copilul tău învață mult și are nevoie de susținere, această rețetă poate fi una ideală. Conține rozmarin cu acțiune neuroprotectivă, conține triptofan în carnea de curcan și conține ou care este bogat în seleniu și în colină. Acum ce punem piper, de la Fux? Piper cu lămâi. Asta e, da. Cu lămâi. Da, să dăm un pic de aciditate preparatului. Ia să-ți pui pe deget
să gusti, să vezi ce fel e. Sigur nu e picant? Astăzi am gustat mai multe condimente, dar preferatul meu a fost piperul cu lămâie. Nici nu știam că există și mi s-a părut foarte bun. Dacă nu cunoști condimentul, nu vei ști niciodată cât să folosești. Cum e? Nu e nici foarte picant. Ai văzut? E un echilibru. Într-o farfurie e important să avem măcar două texturi de legume. De aceea le avem sub formă de sticks-uri, care sunt un pic crocante, le avem sub formă de tartă și le avem transformate sub formă de sos. De aceea nu vom avea pierderi sau căzături de legume care se vor irosi. Ci pur și simplu am folosit dintr-o țelină 5 morcovi și 2 păstârnaci. Am creat 3 garnituri diferite care au scos în evidență preparatul. Deci, aici, căzături de toate felurile, ceapă, ustroi, facem piureul. Aici avem toate căzăturile tăiate cuburi, adăugăm ceapa verde. Ce mix de culori! Da? Verde cu alb și portocaliu. Mult mai frumos acum, nu? Da. Dar va da și un gust aparte. De ce crezi tu că punem smântână, Irina? Nu am nicio idee. Punem smântâna pentru că vom folosi resturi din pâine. Pâinea este uscată, are nevoie să absorbe. Smântâna de gătit o găsim în 3 variante. 15, 20, 30, chiar 4 variante, 35 cea de la Olympus. Pentru tot ceea ce înseamnă emulsii, piureuri, va crea o consistență mult mai puternică. Când vom pune cu lingura, va rămâne emulsia fix din orice ați face-o. Fie că este din morcov, țelină sau păstârnac sau broccoli sau conopidă, va avea o textură mult mai faină și mult mai fină. Amesteci toată compoziția, da? Oul este o sursă foarte importantă de seleniu. Acest seleniu ajută în producția de glutation, adică va menține mămicile tinere și, de asemenea, tot acest seleniu va ajuta activitatea glandei tiroide. Folosim o smântână cu conținere 35% grăsime. E ok așa, șef? E perfect. Și venim, așa cum ți-am zis, cu capetele noastre. Mi s-a părut atât de ciudată povestea cu pâine, smântână de gătit și ou. Adică, dacă le-ai mâncat pe toate, ți s-ar părea o combinație foarte ciudată. Dar când le-am gustat cu legume, în combinație a fost foarte bun. Eu cu legumele sunt gata, le-am temperat un pic să nu gătim ou, de-aia am tot învârtit aici să se răcească un pic. Uite, eu îl țin și tu tragi așa, da? Vezi, da? Da. Perfect. Și amestecăm energic așa. Amestecăm tot. Eu am gustat și aș mai pune un pic de usturoi granulat. Usturoiul granulat, în timpul coacerii la cuptor, atunci își amână toate aromele și poate fi mult mai pronunțat gustul. Și dacă nu aveți timp și chef, puteți să folosiți deja usturoiul granulat. Stai un pic, să-mi dau seama cât pun. Mulțumesc! Nu trebuie să avem risipă alimentară. De aici și acea tartă cu smântână, ou, toate capetele de legume, ceapă verde, usturoi, condimente. E super simplu. Avem rulou de curcan cu prune, grelit în bacon. După care avem căzăturile de legume pe care le-am însuflețit și o să facem o super garnitură. După care aici avem acele bastonașe date cu ulei, plante aromatice, acel piper care ți-a plăcut super mult și vor intra la cuptor. Pentru cât timp, șef? Curcanul vom ține undeva la 180 de grade, 25-30 de minute, depinde de grosime. Noi cred că o să ținem undeva la jumătate de oră și în același timp vom găti atât garniturile și totul va fi gata în același timp și va fi gata masa de servit. Costurile sunt relativ mici. Aici avem morcov, țelină, păstârnac, ustroi, smântână. Vom adăuga la final untul ca să-i dăm cremozitate. El se va topi și va îmbrăca în același timp preparatul pentru care unt se topește. Da. Sigur aveți niște pâine, că e mai uscată, că e mai proaspătă. Dacă nu aveți smântână, puneți lapte, ou. Asta va lega, amestecăm cu totul. Important este să dăm gust. Important este legumele să le ducem până la limita de ardere, astfel încât ele devin caramelizate. Pentru că devin caramelizate împreună cu conținutul ce îl veți face împreună cu pâinea, va absorbi toate aromele. La cuptor, ținând cont că leguma e gătită, ou se gătește repede, laptele doar absorbit trebuie să se încălzească, e o chestie rapidă de maxim 15 minute. Dacă vreți, adăuga și niște parmezan deasupra pentru o crustă și asta e tot. Wow, ce bine arată, de-abia aștept să... Ești gata? Da. Ia uite. Și acum, punem sos aici, punem carnea, după care ne luăm de asta și acum... Ce bun e! Mie mi-a tras atenția cel mai mult sticks-urile de legume.
care aveau gust de cartofi prăjiți. Chiar dacă n-aveau aceeași culoare, erau la fel de buni, poate chiar mai buni. Ai luat păstârnac. E dulceag? Da. Acum punem morcovei. Arde. Păstârnacul. Dar oare ne ajunge? Desigur. Avem sos, avem proteină, avem legumele, avem resturile de legume din care am creat o super tartă și super gustoasă. Păi să știi că mi-a invitat și o prietenă. Când am auzit de această rețetă, m-am gândit că o așa rețetă e de neratat. Așa că o invit pe prietena mea, Cami, ca să deguste acest preparat minunat. Bună, Cami! Bună, șef! Bună, Cami! Îți place ce am gătit? Da, desigur. Hai să gust. Bun? E foarte bun, da. Cel mai mult mi-a plăcut gustul de rulou împreună cu sticksurile de legume. Uitați-vă la ele cum mănâncă. Avem morcovi, selină, păstârnac, avem un piept de curcan, bacon, prune. Tot ce am cumpărat aici le avem din Selgros. Aș putea spune cu tărie că ne duce maxim 80 de lei, 100 de lei. Îmi place foarte mult. Preparatul de azi mi s-a părut că este foarte delicios și foarte frumos. Avem tot ce ne trebuie pentru a desăvârși un preparat, avem cromatică, e important să avem legume proaspete, astfel încât să scoatem în evidență sezonalitatea. Șef, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și am putut găti împreună acest preparat delicios. Cum are, dragă mine? Și îți mulțumesc și ție, Cami, că ai fost alături de mine și pentru că am putut să degustăm acest preparat uimitor. Cu plăcere! Dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să dați like, share și subscribe. Pa! Pa!